Te-ai abonat la canal? Salut, eu sunt Mihai, tu ești la revizia de film și s-ar putea să fi găsit cel mai bun film românesc al anului 2023 din punct de vedere al imaginii. Da, știu, multă lume nu poate asocia imaginea bună cu filmul românesc, dar s-ar putea să fi găsit ceva bun aici. Lume, boss, regie Bogdan Mirică, unde îl găsești? Pe HBO Max, actor principal Laurențiu Bănescu. Dar fără să mai amânăm verdictul, hai să vedem care-i treaba cu povestea. Încep prin a spune că filmul acesta nu este pentru cei slabi. Nu e ceva ce poți urmări într-o sâmbătă liniștită alături de o pungă de popcorn și asta și-a dorit cu siguranță și regizorul / scenaristul Bogdan Mirică, cunoscut pentru filmele care îți pun creierul în funcțiune, nu într-o stare de relaxare. Hăționule, l-am băgat și eu o cioată mică, de ce să mint la să moară Jaxana, de nume a rupt freza. Acesta mai scris și regizat Câini, un film foarte apreciat de critici, Bora Bora, care este primul lui scurtmetraj și o parte din episoadele din serialul Umbre. Filmul acesta are același vibe cu cele pe care le-am menționat anterior și urmărește un șofer pe ambulanță care face o infracțiune alături de alți 3 oameni. Din greșeală, la sfârșit rămâne un martor, care, din fericire sau din păcate, va fi dus la spital, unde încep și problemele protagonistului nostru. Curiosity killed the cat, but satisfaction brought it back. În cazul nostru, rămânem totuși în incertitudine dacă satisfacția curiozității l-a adus înapoi sau nu, finalul fiind deschis. Ce mi-a plăcut foarte mult la film este felul în care storytelling-ul vizual s-a împletit cu cel scris. Dacă nu înțelegeai ceva din scenariu, imaginea venea în ajutorul tău și invers. Ia uzi, Elena, ne-am împletit. De asemenea, scenariul este foarte bun. Deși personajele rămân aproape constant într-un soi de umbră și mister, mi-a dat impresia că totul este dorit în acest fel, iar jocul actorilor cu siguranță a ajutat la asta. Ce nu pot să spun că mi-a plăcut este dialogul care mi s-a părut deseori scos dintr-un univers distopian, aproape ca din cărțile lui Isaac Asimov. Nu e chiar la fel, dar mi-a dat acel vibe. Scenografia cu siguranță surprindea iarăși același lucru și totuși, când ieșeai din lumea lui Bogdan, vedeai că restul oamenilor păreau să fie ok. I'm ok. Deși un film foarte bun, nu a fost chiar pe genul meu, arată o față a societății mult prea subiectivă și da, este și așa, dar nu doar atât. Nu cred că am văzut în film o persoană care să zâmbească legit. Deci, nota mea este 9. Boss, da, un film care îți dă de gândit și care este foarte greu de urmărit. Cel puțin pentru mine așa a fost. Nu este un film ușor de digerat nici de cum. Vizual a întrecut așteptările mele, iar de asta este responsabil Andrei Butică. Andrei este cunoscut și pentru alte filme sau seriale, cum ar fi Umbre, Câini, Ana Mon Amour, Acasă la Tata, Poziția Copilului și, mă rog, oricum omul ăsta are dita mai lista de filme. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult pe partea vizuală a fost faptul că orice cadru trimitea la un anumit simbol. Pentru limba și literatura română, vă rugăm să păsați tasta 1. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult pe partea vizuală a fost faptul că orice cadru trimitea la un anumit simbol. Și acum o să enumăr câteva cadre care mi-au rămas întipărite în minte, cum ar fi doza de suc căzută, parbrizul spart sau căluțul de la geam. Un alt lucru interesant e că tot filmul este un crescendo, din toate punctele de vedere, până și coloana sonoră devine și ea mai proeminentă pe parcursul filmului. Andrei Butică aduce un plus prin folosirea split screen-ului pentru a te lăsa cumva să alegi ce variantă e cea mai justă în raport cu ceea ce se întâmplă. Și nu doar o singură dată este folosită această metodă. Pare cumva că tu gândești și afli lucruri în același timp cu îmi vine să mă împușc. Să ajunge! Pare cumva că tu gândești și afli lucruri în același timp cu protagonistul nostru. Zici că e al nostru, de parcă... Toată această tensiune care apare în film vine din echilibru dintre momentele în care protagonistul are un strop de control și cele în care este depășit total de orice situație. Iar coloana sonoră subliniază foarte bine această senzație. Că doar na, s-a ocupat Marius Leftărache, deja prietenul nostru de la revizie. Cunoscut și pentru alte filme, cum ar fi Taximetriști, Tigru, Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii, RMN, Căutătorul de vânt și el are dita mai lista. Nota mea este 10 și când dau 10 nu mai încape nicio altă explicație. E 10. Dacă cumva te întrebai de unde e ideea regizorului pentru acest film, ei bine, răspunsul este dintr-un vis. Dintr-un vis pe care regizorul l-a avut, fiind chiar el personajul principal într-un jaf.
boss, avem aici un pseudo-heist movie în care se urmăresc stările spirituale ale personajului principal, interpretat aici de Laurențiu Bănescu. Dacă și tu te întrebi de unde le știi, mai jucat în 6,9 pe scara Richter, Umbre, Brestul e tăcere, poate zice ceva. O mai avem pe Ioana Bugarin, care joacă pe Carla, iubita personajului principal, pe răposatul Teodor Corban, care joacă pe Tasu, Sergiu Costache, Toma Cuzin, Cosmina Stratan și Mimi Brănescu, ca Brazil, Vasile, o prostituată și un gabur, Acab. Ce aș putea să le reproșez eu oamenilor ăstora care au jucat impecabil decât jos pălăria? Laurențiu Bănescu joacă impecabil pe ambulanțierul care în concedii este și jefuitor de bănci. Parcursul acestuia se află între bornele șocului și a panicii cu mici oaze de liniște și calmitate în scenele cu iubita lui Carla, care e interpretată într-un stil foarte degajat și americanesc de Ioana Bugarin. Aceste momente reprezintă clipele de liniște în care Bogdan își recapătă puterile pentru a înfrunta toate problemele pe care le întâmpină. Personajul lui este scurt și la obiect, tăios și nu prea place să stea lui la discuții. E un fel de Relache din Umbre. Sergiu Costa și Toma Cuzin, deși au apariții scurte în acest film, îți lasă un gust plăcut în sensul că îi crezi că provin din contextele pe care le joacă. Teodor Corban are și el o prestație bună, el îl interpretează aici pe tatăl protagonistului și ți arată fața unui tată speriat de ceea ce este în jurul său, încercările lui de a-și ajuta propriul fiu și disperarea față de boala pe care o are soția sa. A reușit, prin prestația sa, să nască în mine sentimente de compasiune, dar și de supărare. Ajungem și la Mimi Brănescu, domnul Mimi. Acest număr 4, și nu mă refer aici la clanul nebunaticilor de alături, așa îl cheamă în film, m***ții mei, i-a uitat să-i pună nume, eu știu, dar eu vă zic de cum a jucat el, că știu că vă interesează. A jucat bine dacă toți sunteți așa curioși. E veridic, îl crezi, are în el un soi de misticism care te face să spui semne de întrebare încă de la prima lui apariție, mă rog, are două apariții în film. Reușește să redea în termen cât mai bun imaginea unui om minuțios care gândește la virgulă orice plan. Și are niște mici gesturi acolo care te fac să te uiți la el și să te întrebi, oare așa e el? Ei, și acum să trecem la părțile nașpa. Începem cu ritmul filmului, care, după părerea mea, este prea lent. Are 2 ore filmul ăsta și o grămadă de scene lungi care nu înseamnă nimic. Înțeleg că este un film noir, însă ritmul mi s-a părut un pic prea lent. Înțeleg că e thriller, dar dacă mă uit 10 minute la o oglindă care nici măcar nu e în focus, nu mă sperii. 2 la mână, dialogurile. Zici că sunt generate cu ChatGPT. Cam toate momentele dintre Carla și Bogdan sunt aproape distruse de niște replici care nu sunt naturale. Cu toată experiența lor, nici măcar actorii, care sunt unii foarte buni după părerea mea, nu reușesc să facă minuni și să pară naturali în vorbire. Cine își ia un pumn în burtă și după aia zice ce curbiștoare ca ce cât. Dialogurile slabe, ritmul scăzut și scenele goale trag în jos filmul ăsta, care ar fi putut fi unul foarte bun. Așa că nota mea este 7,5, fiindcă ce am zis mai sus m-a distras și nu m-a lăsat să intru în universul filmului. Boss de boss, ești mare boss, boss de boss, ești norocaus. După ce asta câteva zile, mai exact 3 în cinema, HBO Max ne-a ajutat să nu vedem pe nașpa acest film, că vorba aia, 15 lei sunt 15 lei. Dar ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Un noir thriller sau un thriller noir care este foarte colorat. Practic este un melanj între ficțiune, realitate și suprarealism, iar pentru acestea se face responsabil Bogdan Mirică. Dacă ai urmărit unul dintre proiectele acestuia și te vei uita la Boss, vei observa similitudini de stil, însă acesta cred că este cel mai bun din punct de vedere al imaginii și al atmosferei. Are foarte multe combinații de cadre și diverse perspective interesante și neobișnuite pentru industria noastră, toate acestea fiind combinate cu o muzică aleasă pe măsură și un ritm destul de scăzut și dilatat. Cereașa de pe tort a fost split screen-ul în scena în care un om al străzii intervine între protagonist și iubita acestuia. Îți sunt prezentate în paralel 2 situații prin care trece Bogdan, protagonistul, fără a deconspira care este varianta optimă pentru această situație, implicând spectatorul și lăsându-l pe acesta să aleagă ceea ce crede că este necesar. Toate acestea îți produc stări de disconfort, anxietate și tensiune, exact cum și-a dorit regizorul să iasă. Nu este un film pentru toate gusturile, pentru că poate părea plictisitor în lipsa acțiunii despre care se vorbește. De fapt, există acțiune, doar că se rezumă totul la o lovitură de pub. Tema omului care fuge de propriile convingeri, fiind un rezultat al tuturor circumstanțelor din jurul lui, se poate observa de la început până la final. Nemulțumirea mea apare pe partea de scenariu, dar din acest motiv este Denisa aici în gașcă. Nota mea pentru film din punct de vedere al regiei este 9.
Acum că am ajuns la final, media este de 8,87. Dacă îți place ce facem, dă-i cu like și comentariu random, de genul Ciorbă sau Julio Iglesias. Ajută la algoritm. Și e și mișto Julio Iglesias. Acum că ne-ai spus artistul tău preferat în comentarii, rămâi cu noi pentru că urmează rubrica Marom Mafrânt, în care îți spunem ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut la jaful ăsta. M-a rupt aproape tot, de la actorie până la imagine și sunet. M-a rupt tot scenariul, în special replica, uneori mai câștigă și pisica, dar șoarecele este mult mai deștept. M-a frânt că mi-a dat la temelie. M-au frânt dialogurile și scenele foarte lungi și ceea ce se întâmplă pe lângă povestea principală, care nu prea are context. M-a rupt imaginea, este extrem de bine făcută, nota 10. Așa se face, voi băieți. M-au rupt imaginea și cadrele, sunt o plăcere vizuală și m-a frânt dialogul dintre Bogdan și Raluca. Pare că am forțat sau ceva îi lipsește, nu știu. Mulțumim că ai rămas cu noi și nu uita like și comentariu random cu artistul tău sau ciorba ta preferată. Și până data viitoare, aveți grijă de unde furați.